ziua! Bună ziua! Cu ce proiecte ați venit la Târgul Național Imobiliar? Avem trei proiecte. Primul și cel mai important, a spune, este Militar Residence, situat la periferia orașului, în Militari, Carol City Park și Tineretului City. Cu ce ofertă de preț ați venit în această toamnă la târg? Pentru proiectele Tineretului și Carol, ca și prețul, aș putea spune că pornește de la 1250 de euro pe metru pătrat plus TVA. Iar pentru Militari, prețurile sunt puțin diferite, în sensul că sunt blocuri care au prețuri de 775 de euro metru pătrat și 850 de euro metru pătrat. În prezent, în Militari, sunt 54 de blocuri. Urmează să mai construim încă 8. Finalizarea va fi probabil la anul. Iar pentru Carol și Tineretului, finalizarea va fi în iulie 2016. Care sunt facilitățile de care ar dispune locatarii în aceste ansambluri? Pentru Carol, bineînțeles, este vorba de parcul Carol, care se află în vecinătate, la aproximativ 30 de metri distanță, astfel încât locatarii să se bucure și de o oază verde, ca să zic așa. Pentru Tineretului City, avem în vecinătate Mall-ul San Plaza, mijloacele de transport în comun, care sunt, bineînțeles, foarte multe și care, prin care locatarii vor avea acces către centrul orașului. Iar pentru Militar Residence, ținând cont de faptul că este un proiect foarte mare, pot spune cel mai mare din România și probabil și din Europa de sud-est, avem acolo săli de evenimente, piscine interioare, piscine exterioare, grădiniță, școală primară, kids club, creșă, absolut orice. Este un mini-oraș, ca să zic așa. Și ce tipuri de apartamente există în aceste ansambluri și ce își doresc mai mult clienții? Garsoniere, apartamente garsoniere cu două camere? Garsoniere simple, garsoniere duble, care se pot compartimenta, bineînțeles, în două camere, apartamente cu două și trei camere. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc!